Salut, eu sunt Mario și astăzi vom face promovări. Da. N-am primit multe comentarii cu vreau și eu să-mi fac o promovare. Dar stați liniștit, promovez câte persoane am primit. Așa că îl promovez mai întâi pe Leo The Gaming. El m-a promovat primul, așa că îl promovez și eu pe el primul. După fapte și răsplată. Exact, cea a doua promovare este XTD. Doar două promovări a fost. Deci, XTeddy are un canal destul de interesant, are 2000, nu știu, are 2000 de abonați. Da, are 2000 de abonați, nu știu cum i-a făcut, dar îi are. Ok. Și acum mai promovez încă 5 YouTuberi mici. Primul YouTuber, adică cel mai mare YouTuber din Ploiești, care eu sunt după el, este Ștefan Simoa, are 9000 de abonați, parcă. Deci, bravo lui. Aha, da. Și aproape îl întrec la vizualizări. Nu îl întrec la vizualizări. Dar am făcut 5.000 de vizualizări totale. Ui! Ok. Următoarea promovare este Ovidiu Pătrașcu. El face FIFA gameplay, face și tutoriale, are și un canal în engleză. Are în acel canal de engleză are nu, acel canal în limba engleză are vreo 200.000 de abonați parcă, iar la acest canal în limba română are 5.000 de abonați. 50.000 de abonați, nu 5.000. S-o țină tot așa că nu știu cum să zic, cu mult trudiție aleg roadele, ceva de genul ăsta. Am și uitat. Și următorul YouTuber. Și da, următorul YouTuber vi las vouă mai puțin. Da, dar trebuie să aibă sub 80.000 de abonați. Vă las eu un YouTuber. Deci, puteți să-mi spuneți mie un YouTuber. Și cel care a câștigat. Cel care mi-a dat YouTuberul, care, nu știu, care îmi place mie, acesta trebuie să, nu știu cum să, o să-i dau ceva, că am făcut un mic giveaway, pentru că eu sunt sponsorizat de Lex Comics, am primit două benzi desenate și mi-au spus ei ca să fac un giveaway, să-mi dea adresa de e-mail pe Facebook-ul Mario Abu. Iar eu voi da banda desenată respectivă. Până atunci, eu am fost Mario și da, puteți să-mi dați YouTuberul respectiv pentru niște benzi desenate, puteți să vă alegeți orice vreți voi. Adică puteți să vă alegeți dintre Thor, Iron Man, Spider-Man și Deadpool. Atât aveți de ales dintre acești patru supereroi. Nu altcineva, pentru că cei de la Lex Comics nu mai au. De fapt, nu au despre alți supereroi, dar este o surpriză. Am comunicat eu cu ei și da. Vor face de la DC. Deocamdată este surpriză. Tot cu patru supereroi. Și nu știu când o să alegem supereroii respectivi, o să fac eu un straw poll, dacă o să meargă, bineînțeles. Și puteți să votați voi acolo și cel mai popular, cel mai ales va fi în benzile desenate. Până atunci eu am fost Mario și ne vedem. Pa.